Încă 41 de afaceri vor fi susținute financiar prin intermediul programului PARE 1+1. Beneficiarii vor dezvolta proiecte în agricultură, panificație, turism, dar și medicină. Fiecare antreprenor va primi câte 250.000 de lei, ceea ce reprezintă 50% din valoarea investiției. Viorel Drumov a investit jumătate de milion într-o patiserie în satul Zaim din raionul Căușeni, după ce a revenit din Marea Britanie, dar ca să poată deschide ușile pentru clienți, mai avea nevoie de bani. Vrem să procurăm utilaj performant, cuptoare, malaxor, utilaj de producere. Ajutorul de la ODIM, care l-am avut informațional și financiar, ne-a ajutat foarte mult. Victoria Mușinski însă planifică să-și dezvolte businessul deja lansat. Împreună cu familia, ea gestionează o pensiune în satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari. Procurăm tot utilajul pentru restaurant, pentru cantina, unde se prepară bucatele. Renovăm terenul de joacă și nu facem față de unii singuri, doar cu ajutorul proiectelor. 80% din cei care vor beneficia de finanțare își desfășoară activitatea în mediul rural. 40% sunt chiar migranții reveniți din străinătate. Noi încercăm să ghidăm antreprenorii să lanseze afaceri așa inovaționale. Din cele 41 de proiecte, 20 sunt finanțate din fondurile Uniunii Europene. Мы готовы предоставить дополнительную поддержку сектору малого и среднего бизнеса при условии проведения необходимых реформ и выполнения обязательств по нашему соглашению об ассоциации, поскольку все они направлены на благо народа Молдовы. Din 2010, 1650 de întreprinderi din țară au beneficiat de finanțare în cadrul programului PARE 1+1 implementat de ODIM. Suma totală se ridică la 338 de milioane de lei.